Ok, în legătură cu testele de viteză, situația e în felul următor. Tool-urile pe care le folosesc eu îți spun în principal dacă este optimizată din punct de vedere al lucrurilor care le poți face din punct de vedere tehnic. Și spune, ai optimizat imaginile? Și el spune că nu. Ceea ce v-am spus și eu în auditul de la Screaming Frog. Folosiți caching-ul în browser? Nu. Astea sunt niște lucruri tehnice care se pot corecta. Și vă spun aici, vă dau aici niște informații și aici zice unde apare problema și aici îți dă o soluție cum să faci chestia asta și poți să citești mai multe. Ăsta e un tool, PageSpeed de la Google. Ăsta este YSlow de la Yahoo. Aici îți arată cum s-au încărcat elementele din pagină de la început până la sfârșit. Îți face și un video în care îți arată cum se încarce și nu știu ce. Și în principiu, tool-urile pe care le-am folosit spun că site-ul se încarcă greu. Asta e prima pagina site-ului, are 5 MB și s-a încărcat în 12 secunde. Aceasta este pagina de categorie, are 1,5 MB, s-a încărcat în 5 secunde și asta. Deja aici notele sunt mai bune. Asta e o pagină internă a site-ului, 1 mega, s-a încărcat în 5 secunde. Ăsta e homepage-ul, s-a încărcat în 10 secunde. O pagină internă în 4 secunde. O pagină de produs în 4 secunde. Și aici spune, e același tool care l-am folosit și anterior, în care spune că poți optimiza prima pagină a site-ului. Pagina de categorie e ceva mai bine optimizată și pagina de produs. Și mai e un tool aici care spune că poți perfecționa anumite lucruri legate de viteză, timp de încărcare, mă rog. Deci spune ce poți să faci ca să îmbunătățești viteza de încărcare a site-ului. Ce aș face eu? M-aș uita pe toate lucrurile pe care le raportează în principiu tool-ul de la JTmetrics și aș vedea pe care dintre ele pot să le implementez mai ușor. De exemplu, browser caching se implementează ușor. Optimizarea imaginilor vă puteți lua, sunt niște tool-uri care vă ajută, dar puteți să, deci poți să faci asta manual sau automat. Manual înseamnă să descarci tot folderul de imagini în calculator, le comprim cu un utilitar care suportă batch processing, eu folosesc IrfanView în acest scop, deschid IrfanView, are o opțiune batch processing, are o opțiune, o bifă să proceseze și subdirectoarele și să-ți creeze aceeași cale de subdirectoare și parcurge toate folderele, îți comprimă toate imaginile. Și după aceea, eventual, faci o copie de backup să le ai în siguranță că poate se comprimă. De exemplu, PNG-urile, dacă sunt procesate cu IrfanView, din ce știu, îți ia transparența și trebuie să ai o copie de siguranță să nu pierzi transparența PNG-urilor. Mă rog, lucruri de genul ăsta. Dar, în principiu, poți comprima JPEG-urile destul de bine cu IrfanView. Sau cu anumite tool-uri să IrfanView se scrie irfanview.com. Irfanview.com, asta e tool. Ok. Sau cu. Există o utilitare. Căutați image compression și găsiți utilitare. Voi aveți o platformă custom, nu e WordPress sau ceva, și atunci trebuie să căutați un software care să vă comprime imaginile în masă. Verificați să se vadă totuși imaginile comprimate să arate bine, adică nu vă faceți rabat nici de la calitate. Și mă rog, luați lucrurile pe care sunt aici și încercați să le optimizați. Lui nu-i place în principal că pagina are 5 mega și s-a încărcat în 12 secunde. Dar la cum merge netul în România, problema nu este așa de mare pe cât încearcă ei să o facă. Aici asta e un tool pe care îl mai folosesc eu din când în când. Puteți să vă uitați peste el, dar nu țin neapărat, nu o să intru în foarte mari detalii despre el, în principiu doar ca să-ți faci o idee despre ce puteai să mai faci. Dar eu nu pun mare accent pe lucrul ăsta. E un tool automat și în principiu lucrurile mai importante vi le-am spus deja eu în auditul meu. Spor!